Duminică, după masă, poliția municipiului Hunedoara a fost sesizată cu privire la faptul că un angajat al grădinii zoologice din localitate se ceartă cu o persoană recalcitrantă. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au aplanat starea conflictuală și l-au identificat pe angajatul grădinii zoologice, care a declarat că ar fi avut o discuție în contradictoriu cu un bărbat în vârstă de 32 de ani din Hunedoara. Angajatul susține că bărbatul ar fi devenit recalcitrant și l-ar fi amenințat cu acte de violență după ce a fost acuzat că ar fi rupt cornul unui căprior. Polițiștii au început cercetările pentru lămurirea acestui caz bizar sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni. La urmarea sesizării la fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a planat starea conflictuală și a identificat pe cei doi bărbați implicați în această dispută. Vorbim despre un angajat al grădinii zoologice și un bărbat din municipiul Hunedoara. În cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală cu privire la comiterea infracțiunii de amenințare, totodată extinzându-se cercetările și cu privire la stingirea sau chinuirea animalelor. Este vorba despre o infracțiune ce urmează a fi documentată pe parcursul anchetei. Bărbatul care este acuzat de aceste fapte susține în apărarea sa că nu l-a amenințat pe angajatul grădinii zoologice, ci doar a ridicat vocea la el, iar cornul care a fost găsit la fața locului s-a rupt ca urmare a atingerii gardului împrejmuitor de către căprior.